Drummond spunea: dacă privești la viața ta care a trecut, vei descoperi că momentele care se disting sunt acele momente în care ai făcut ceva pentru alții. Domnul Iisus însuși ne spune că diferența dintre cei care vor fi mântuiți și cei care vor fi pierduți e dată tocmai de modul în care ei s-au raportat la cei din jurul lor. În Matei 25:40, Iisus oferă o explicație. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Urmașii lui Iisus nu sunt identificați ca cei care repetă la nesfârșit Doamne, Doamne, ca expresie a credinței lor. Ei sunt evidențiați prin numeroasele fapte de slujire pline de sacrificiu. În 1921, Lewis Lowes a devenit gardian la închisoarea Sing Sing. Nu era în acea vreme o temniță mai dură decât această închisoare. Dar când Lewis Lowes s-a pensionat 20 de ani mai târziu, această închisoare era o instituție umanitară. Cei care au studiat fenomenul au ajuns la concluzia că această schimbare se datorează soției lui Lowes. Catherine Lowes era o tânără mamă care avea 3 copii atunci când soțul ei a devenit gardian la Sing Sing. De la început, toți au avertizat-o pe Catherine să nu pășească vreodată în această închisoare. Însă aceasta nu a oprit-o pe Catherine. Când închisoarea a avut loc primul meci de basket al deținuților, ea a mers împreună cu cei 3 copii ai ei, a intrat în sală și s-a așezat printre ceilalți deținuți spectatori. A descoperit că un condamnat pentru crimă era orb, așa că i-a făcut o vizită. Luându-i mâinile în mâinile ei, l-a întrebat: știi să citești Braille? Condamnatul era uimit și a întrebat-o: ce este Braille? După aceea, Catherine l-a învățat să citească. Mai târziu, Catherine a descoperit un surdomut care era întemnițat. Ea a mers la o școală specială unde a învățat limbajul semnelor pentru surdomuți, pentru a putea comunica cu acel pușcăriaș. Mulți spuneau că Catherine Lowes era trupul lui Hristos care umbla viu prin închisoarea Sing Sing din 1921 până în 1937. Apoi a murit într-un accident de circulație. Toată închisoarea a aflat că s-a întâmplat ceva grav. Ziua următoare, trupul neînsuflețit al lui Catherine a fost depus în sicriu în casa sa aflată la aproape un kilometru de închisoare. Când își făcea rondul dimineața de vreme, gardianul care îl înlocuise pe Lewis Lowes a fost șocat să vadă o mulțime formată din cei mai duri și nemiloși criminali adunați ca o turmă de animale la poarta principală a închisorii. A venit mai aproape de ei și a observat că toți aveau în ochi lacrimi de durere și tristețe. El știa cât de mult o iubeau pe Catherine. S-a așezat în fața lor și le-a spus: oameni buni, puteți merge. Să vă întoarceți până diseară. Le-a deschis poarta și o mulțime de criminali a mers fără gardă, fără pază, aproape un kilometru și apoi stătea un șir pentru a-și manifesta respectul pentru Catherine Lowes. Apoi toți s-au întors la închisoare. Absolut toți. Simplele fapte de blândețe, manifestată față de cei din jur, produc efecte pe care nu le putem bănui. Micile fapte de bunătate au în ele o putere irezistibilă. Dorești vitalitate adevărată în umblarea ta cu Dumnezeu? Poate e timpul pentru acțiune. E timpul să oferim acte de bunătate altora. Când ne concentrăm asupra noastră, asupra problemelor noastre, asupra luptelor noastre personale, energia noastră spirituală se pierde. Slujind altora în modul în care Hristos a făcut-o, putem să aducem lumină în propria noastră viață. Poate că astăzi simțim că suntem limitați în acest domeniu din cauza condițiilor cauzate de pandemie. Poate că accesul nostru la cei din jur este mult mai limitat decât în condiții normale. Poate că nu mai avem acces la acțiuni de amploare. Cu toate acestea, putem face ceva pentru cei din jur prin care să le facem viața mai frumoasă. Să nu uităm, prin simplele fapte de bunătate pe care le manifestăm față de cei din jur, îl aducem pe Iisus în viața celor de lângă noi.